Sunt Irina Hai, am 35 de ani, mama a 4 copii. Desigur, concediul de maternitate este lucru care m-a făcut să iau un curs. Cel care acum a trecut la Restart Social Media, prima ediție. După finele acestui curs, am înțeles că trebuie să mă apuc de treabă. De la teorie direct la practică, ceea ce m-a învățat multe lucruri. Acum, la momentul dat, lucrez, activez ca social media manager, ca reels maker, fac consultații. Desigur, să nu uităm și continuarea de a învăța. Învățăm noile strategii, noile tendințe, fiindcă asta este rețele de socializare, este mereu ceva nou. Și respectiv la Tulmazan School am ajuns prin recenzia unei persoane. Mi-a spus că dacă vrei să înveți sistematic sau ceva structura, asta e către dânsul. Dacă vrei apă șoară, îți dau direcția în altă parte. Iată așa am ajuns la Tulmazan School. O lună de zile, o lună de teme pe acasă, teorie desigur și practică multă, mai ales capitolul 3 n-a să nu uit niciodată, cred că, dar te pune pe jar, te pune să treci la treabă, ceea ce mi-a trebuit și mie. Da, provocările cel mai mari ca un după ce ieși de la învățătură, trebuie să treci la treabă, este munca cu antreprenorii reali. Cred că până în timpul de față este lucrul cel mai dificil, fiindcă fiecare antreprenor are viziunea lui asupra cum trebuie să arate. Noi, ca social media manager, ca oameni care, dincolo de ecrane, hai să spunem așa, când facem și contentul plan și toate lucrurile, analiza și oamenii totuși sunt diferiți. Și unii antreprenori nu înțeleg totuși momentul ăsta că au nevoie ei totuși să regândească momentul, să facă o schimbare de gândire în domeniul dat. Și aici pot să spun că este cea mai mare confruntare pentru mine, fiindcă sunt oameni mai în vârstă, care până în timpul de față cred că sarafana radio o să-i ajute în afacerea lor. Și pentru dânsii este foarte dificil să dea în rețele de socializare, să gândească că totuși rețele de socializare aduc bani pentru produse, pentru serviciul său sau pentru orice afacere în care nu am face. Și aici este o mare problemă. Este și o mare problemă atunci când ei gândesc că ei știu totul și trebuie să facem oricum așa cum este. Ca sugestie pentru ceilalți, în caz că sunteți în concediu de maternitate, în caz că nu știți ce să faceți, studiați. În primul rând studiați, ca apoi o să vă dați seama ce vă place, ce nu vă place și o să știți să faceți poate targetarea mai bine, poate să fiți un targetolog mai bun, poate vă dați în Reels Maker, fiindcă, Doamne, social media este așa de larg, este unde să înnoți. De aia trebuie doar de mers înainte.